Vremea nefavorabilă continuă să umple camerele de gardă ale spitalelor. Numărul persoanelor bolnave de gripă crește alarmant și în județul Gorj. 6 cazuri au fost deja confirmate, conform DSP Gorj. Instituția a transmis o informare privind situația bolnavilor de gripa AH1. Printre aceștia se află un copil cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani. Săptămâna trecută, sute de pacienți au fost internați cu viroze respiratorii. Dintre aceștia, în acest moment, 6 au fost diagnosticați cu gripă AH1. Unul dintre ei este un copil cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani. Bolile respiratorii reprezintă cea mai frecventă patologie în această perioadă, iar cei mai vulnerabili în fața acestor afecțiuni sunt copiii de vârstă mică. În ultima săptămână am avut, din păcate, un număr mai mare de viroze. Am înregistrat 1619 cazuri de viroze cu 79 de internări. Cei mai afectați au fost copiii, pentru că ei sunt cei care merg în colectivități și, din păcate, au și o imunitate mult mai scăzută decât a noastră adulților. Am avut internați diagnosticați cu viroze 235 de copii între 3 și 4 ani. Între 5 și 14 ani am avut 488 de cazuri și 15-49 de ani 498 de cazuri. Specialiștii spun că virozele nu se tratează cu antibiotice sau după ureche. Este recomandată scăderea febrei și administrarea de multe lichide. Noi sperăm să nu mai avem și alte cazuri de gripă sau numărul de viroze să scadă, dar se pare că vremea nu ține chiar atât de mult cu noi și de aceea recomandăm tuturor să aibă foarte mare grijă la timpul de expunere la aer rece, la modul în care se îmbracă, se alimentează și, bineînțeles, să aibă foarte mare grijă ca în momentul în care apar primele semne de boală să se adreseze medicului de familie, medicului specialist, și să nu trateze după ureche, așa cum spunem noi românii, o afecțiune. O femeie de 51 de ani a decedat la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu din cauza virusului gripal.